Peste 60% dintre europeni au fost vaccinați cu două doze de vaccin anticovid, anunță Comisia Europeană. Din păcate, România nu se află printre țările fruntașe la imunizare. Avem doar o treime din populație vaccinată. 70% dintre adulții Uniunii Europene au fost vaccinați cu o doză, iar aproape 60% au primit deja ambele doze. În România, doar o treime a populației a fost imunizată cu cel puțin o doză din serul anticovid, în condițiile în care ne aflăm la debutul valului 4 al pandemiei. Medicii au analizat însă datele și sub altă lumină și au ajuns la o concluzie menită să înlăture temerile că vom asista la un număr mare de îmbolnăviri de data aceasta. Ce anume, cât la sută din cei care puteau să se vaccineze și sunt în România, s-au vaccinat. Și atunci avem o cu totul altă viziune, și anume, ținând cont că la copii vaccinarea nu a început încă, care înseamnă cam 5 milioane de suflete în România. Medicii adaugă acestor cifre și numărul românilor plecați din țară, în jur de 3 milioane de cetățeni. Rămân cei care s-au vaccinat, cei care au decis să nu facă acest lucru, cei care s-au vindecat de COVID și cei care nu au anunțat că au fost bolnavi. Este un procent semnificativ, la un procent de 45-50%, dar din populația care locuiește în România, ceea ce înseamnă cu totul altceva, adică înseamnă că este bine.